Toată lumea vrea să arate ca un fotomodel, dar vezi tu, fotomodelele au stiliști care îi aranjează înainte de fiecare ședință foto. Iar o mare parte din acel look aparent perfect pe care îl au se datorează frizurii. Dar tu nu ai un stilist care să fie lângă tine 24 din 24 să îți aranjeze freza. Trebuie să te descurci singur. Trebuie să găsești ce e la modă, să-ți complimenteze forma feței și să se muleze pe textura părului tău. Deci nu este atât de ușor. Dar nu-ți face griji, pentru că astăzi eu sunt stilistul tău și o să te ajut să-ți găsești freza perfectă pentru tine. Salariul mi-l dai tu altădată. Hai să vedem despre ce e vorba. Primul pas pe care trebuie să-l urmezi ca să ajungi la frizura perfectă este să identifici tipul părului tău. Există 3 tipuri de păr: creț, ondulat și drept. Pentru părul creț, cel mai indicat este să îl lași cât mai natural, fără prea multe produse de păr și fără să îl dai tu în direcția în care dorești. Lasă să crească în direcția în care vrea el. De asemenea, nu-ți recomand să lasă să crească prea mult, pentru că va deveni foarte încălcit, iar dimineața când te trezești o să ai parte de un chin. Părul ondulat este o combinație între părul creț și părul drept și, după părerea mea, este cel mai bun tip de păr pe care poți să-l ai. Asta pentru că poți să-l lași și mai mare, poți să-l tun scurt, depinde de preferința ta. Iar părul drept este perfect dacă vrei o frizură clasică, genul slick back, pentru că nu trebuie să te chinui cu plăci de întins. Părul este deja drept, poți să faci aproape ce vrei cu el. Al doilea pas pe care trebuie să-l urmezi dacă vrei să ai o frizură perfectă este să identifici forma feței tale. Unii zic că sunt mai mult de 5 forme ale feței: forma inimii, forma diamantului și porcării de genul. Eu sunt destul de simplu și îmi place să țin lucrurile simple. Așa că o să spun că sunt doar 3 forme ale feței: rotundă, ovală și pătrată. Ca să afli forma feței tale, ai nevoie de o oglindă și un marker. Ții oglinda la un braț, distanță de capul tău, cu un ochi închis, desenezi conturul feței tale pe oglindă cu markerul. Se pare că în fața ovală nu trebuie să fii Da Vinci, trebuie doar să semene oarecum cu una dintre cele 3 forme: pătrat, oval sau rotund. Ca să nu strici singura oglindă pe care o ai în casă, iei un șervețel umed și e ca nou. După ce ai aflat textura părului tău și forma feței, e timpul să treci la al 3-lea pas. Caută o celebritate care seamănă cu tine. Poate foarte bine să fie o persoană pe care o admiri și seamănă cu tine. Vezi cum își face părul, în ce parte și îl dă. Ce produse de păr folosește, dacă poți afla asta. Nu trebuie să reinventezi tu pământul, trebuie doar să te inspiri de la oameni care deja au trecut prin ce ai trecut tu și și-au aflat stilul. De aceea Google-ul are toate informațiile pentru tine și este cel mai bun prieten al tău. Acum că ai toate datele, este timpul să pui și planul în aplicare. Prin pasul 4, găsește un frizer priceput. Dacă nu ești mulțumit cu actualul tău frizer, e timpul să cauți altul nou, pentru că oricât ai încercat să-i explici tu cum să te tundă, să-i arăți chiar și poze, dacă nu are talentul și iscusința potrivită, nu te va tunde cum vrei tu în veci. De obicei, frizerii buni iau și puțin mai mulți bani, așa că e timpul să investești și puțin mai mult. Un alt sfat pe care pot să ți-l dau este că poți să întrebi un prieten care are freza mișto. Du-te pur și simplu la el și întreabă-l: bă, tu unde te tunzi, că îmi place cum stă. Așa am făcut și eu, crezusem că am găsit frizerul perfect. Asta până când am văzut câțiva dintre prietenii mei că se tundeau și mai mișto cu bani și mai puțin. Așa că mi-am schimbat frizerul și am obținut o freză mai mișto cu bani mai puțin, până când a crescut prețul. Și în final, al 5-lea pas prin care trebuie să treci: experimentează. Mie mi-au luat 4 ani de când a început să mă intereseze felul în care arăt să-mi găsesc freza perfectă. Nu e puțin deloc. Am încercat tot felul de stiluri: scurt, lung, pe față, în sus, în stânga, în dreapta. Tu numește-l și eu l-am încercat. Șansele sunt că și tu trebuie să treci prin procesul ăsta și să experimentezi pe pielea ta, sau mai bine zis, pe părul tău. Așa că nu te lăsa descurajat, fă mereu mici schimbări care crezi tu că ar putea îmbunătăți freza ta până când o găsești pe cea perfectă. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la EdiAdvice pe Instagram, unde puteți să-mi trimiteți un selfie cu voi pentru a vă oferi câteva sfaturi legate de freza perfectă. Și acestea fiind spuse, eu am fost Edvice sau Edi și până data viitoare, nu uita! Une euro reușită, nu rateu! Pa, pa!